Chinezii spun că atunci când îmbătrânim, degetele noastre de la picioare nu mai au flexibilitate. Și acesta este motivul pentru care noi ne pierdem echilibrul la bătrânețe și avem tendința de accidentare. Hai să vedem unul, două exerciții care te pot ajuta să îți păstrezi flexibilitatea degetelor de la picioare. Mai mult decât atât, te ajută să-ți menții și echilibru. N-ai nevoie de covor de yoga, poți să faci oriunde. Ține călcâiele lipite și aceasta este una dintre posturi. Rămâi în ea cât poți tu de mult, pentru că te va ajuta să-ți păstrezi inclusiv echilibrul fizic. Și după cum știm, echilibrul fizic, echilibrul emoțional și cel mental sunt strâns legate între ele. Dacă acționăm asupra echilibrului fizic, cumva va avea efect și asupra celorlalte două. Dacă ți este prea greu să stai în această poziție, poți veni la fel cu tălpile lipite și cu genunchii jos pe podea.